Ce nu te omoară, te face mai puternic. O sintagmă perfect adevărată care se aplică pe organismul uman. Însă, ce încearcă să te omoare constant, va reuși. Un alt adevăr și o altă sintagmă de care nu suntem conștienți. Dacă ne uităm un pic la tot ceea ce facem și tot ceea ce mâncăm și tot ceea ce simțim și ce spunem și cu oamenii care ne înconjurăm, observăm că trăim în această constanță a omorârii propriei ființe. Acest lucru se întâmplă cu noi în ziua de astăzi. Este ceea ce se cheamă sindromul broaștei fierte, adică acea broască care este pusă în oală și apa din oală este încălzită treptat, cât broasca să nu observe că această schimbare de temperatură se produce continuu și constant. De fapt, acest experiment a fost dovedit în 1888 de William Thomson, care a spus că în momentul în care încălzim apa cu 0,002 grade pe secundă, broasca nu va sesiza nimic și va sta acolo în acea apă, în acea încezire, bună de altfel starea, până în momentul în care va fi fiartă, adică în decursul a 2 ore jumate. Acest lucru se întâmplă și cu noi, prin nutriția pe care o alegem, prin aerul pe care respirăm și prin apa pe care o bem. Și ar mai fi chiar și poluarea asta electromagnetică cu care suntem înconjurați cu toții. De fapt, alegerile noastre ne aduc în această oală cu apă, care este încălzită treptat și pe care nu o simțim acum, dar care ea își va spune cuvântul la final. Iar acel final este mai aproape decât credem noi. În momentul în care începem să facem alegeri conștiente și să ne uităm la nutriția noastră, să alegem alimente din natură, să alegem alimente organice, să ne împrietenim cu cei care cresc aceste alimente organice, să creăm o relație strânsă și în același timp să facem alegeri să ieșim în natură, să stăm în soare, să stăm cu picioarele pe pământ, să ne conectăm cu mama natură, cu mama pământ, care ne aduce în corpurile noastre ioni negativi, unul dintre cei mai importanți antioxidanți pentru om, care ne curăță organismul chiar și de radiații electromagnetice. În momentul acela suntem conectați, suntem treji, vedem cu adevărat ce trebuie să vedem și practic corpurile noastre încep să se detoxifice cu adevărat. Dar pentru asta va trebui să conștientizăm 3 lucruri foarte importante. Nutriția este baza în ceea ce înseamnă sănătatea corpului uman, detoxifierea celulară, apoi apa trebuie să fie pură, să elimine toxicitatea acumulată în organism și 3, expunerea constantă la soare. Vreau ca și tu de astăzi să faci alegeri conștiente, pentru că schimbarea începe cu tine. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-mi un thumbs up, abonează-te la canal dacă nu ești abonat și lasă-mi în comentariu părerea ta despre acest video.